Indiscutabil, ascensiunea și timpul petrecut pe un munte, indiferent de înălțimea și locația acestuia, se măsoară întotdeauna nu cu metrul sau cu ceasul, ci doar prin bătăi de inimă. Bătăi de inimă generate, evident, nu de la efortul depus, ci de la puternicele sentimente de încântare și admirație pentru spectacolul naturii montane de care ești copleșit de fiecare dată când pășești pe aceste tărâmuri înalte. Iar când, pe lângă mărăția muntelui, ești întâmpinat și de un fascinant tablou de iarnă, recent pictat de zăpadă, n-ai cum să nu conștientizezi faptul că nestăpânitele bătăi de inimă devin din ce în ce mai intense și din ce în ce mai puternice. Dar ce priveliște au oamenii ăștia aici? Salutare! Ce zi superbă! Mă aflu aproape de domeniul Dâmpul Morii și astăzi mi-am propus să merg pe vreo piatra mare. După cum vedeți, canionul Șapte Scări pe timp de iarnă este închis. Dar astăzi nu mi-am propus ca să merg pe drumul spre canionul Șapte Scări ca să ajung pe Piatra Mare, ci mai degrabă spre peșterea de gheață prin șirul stâncilor și apoi de acolo o să merg spre vârful Piatra Mare. Ideea este că trebuie să găsesc o potecă ceva pe care să trec râul, fiindcă drumul se află încolo. Și acum e acum. Asta ar fi primul indiciu. Copacul acesta imens cu punctul roșu. Asta ca semn de reper. În caz că nu ați mai fost nici voi. Zăpada nu este foarte mare, așa că momentan nu o să-mi scot parazăpezile, dar am aici un sistem la acești pantaloni luați de la Decathlon. Dacă și reușesc cu aceste mânuși, care îmi va ține pantalonii jos. Momentan drumul pare promițător. E mult mai abrupt ca pe drumul familiar, dar îmi place mai mult. E mai mult prin pădure, e doar așa o simplă cărăruță prin pădure. Pe drumul familiar e un drum forestier pe care am fost acum câteva zile. Tot ce pot să spun e că nu mi-a plăcut atât de mult. Nu este la fel de solicitant, asta e adevărat, și e mult mai folosit de către oameni. Iar pe aici doar câteva lăbuțe cred că de cățel. Sper că e cățel. Yep! Simt că e nevoie să mai dau jos ceva, fiindcă la urcare ne cam încălzim destul de tare și mică să nu transpir prea mult.
sunt foarte ok aceste geci, dar din propria experiență vă spun că stratul ăsta care nu permite ca ploaia să intre să mă ude, cam menține transpirația, umezeala și nu-i permite să iasă afară. Și asta e un minus. Dar să vedem. Poate cu mai puține straturi o rezolvăm. Nu prea cred că sunt singur. Deci încă nu-mi dau seama dacă urmele sunt de cățel sau a vreunei ciute. Ne mai uităm un pic și în spate, că am avut destule neplăceri în trecut, mai ales când am fost cu prietenul meu, Bute Daniel, pe care îl salut. Sper să te faci bine curând și să te văd aici alături de mine. M-am speriat-o probabil cu țipetele mele. Nu ai impresia că ești într-o pădure a uriașilor. Înghețat nasul. Partea care ne avantajează cel mai tare pe noi iarna și toamna e faptul că avem vizibilitate. O vizibilitate foarte bună în jurul nostru, chiar și prin pădure. Încă după 40 de minute de urcat, un urcat solicitant, dăm în sfârșit de câteva indicatoare. Deci, pe punct albastru spre drumul familiar, încolo, 20 de minute, de unde am venit spre Dâmbul Mori, o oră, spre peștera de gheață, sub șirul stâncilor, încă o oră. Ne apropiem de șirul stâncilor, dar ceea ce nu-mi place este dâra asta, urmele astea prin frunze. Și pum, pare că nu e de la o căprioară. Dar ceva mă liniștește, faptul că nu sunt atât de proaspete. Se vede că zăpada le-a acoperit. Deci, na, eu am făcut gălăgie, da? Sperăm că n-avem întâlniri neplăcute. Bănuiesc că de aici începe șirul stâncilor. Wow! E impresionant. De 1000 de ori e mai mult. E mult mai mișto. Pe poteca țiganilor decât pe drumul familiar. Wow. Aia stă, s-a desprins și stă să cadă. Trebuie să fiu atent și la stâncile care au risc să cadă. Și mai mult jucam când era copil cu surțurii care se formau la de pe ștraș în acasă. Opa! Ia priviți! Deschid exizatura asta în stâncă. Asta e un loc perfect pentru ursuleți. Din punctul meu de vedere, dacă veniți pe aici, veniți însosiți sau în grupuri. E de fascinant. Te uite și câteva, cum se numesc alea, piloni sau, mă rog, pentru escaladat. Din nou, zonele astea nu-mi plac deloc. Îmi dau palpitații.
vezi cu mare băgare de seamă că pe acolo, pe latura aia, să văd copaci care sunt uscați, sunt deja pierduți și foarte posibil să stea să cadă unii dintre ei, sau cel puțin ramuri. Ia uitați, crenguța asta cum a căzut. Și una ca aceasta e suficient să te rănească destul de grav. Încep să înțeleg de ce multă lume preferă drumul familiar sau pe la canionul 7 scări. E destul de solicitant. Din punctul meu de vedere, aș cataloga traseul ăsta mediu spre sol, spre dificil. Dar cred că își merită efortul, mai ales când treci pe lângă toate stâncile astea. Wow. E un sentiment cu totul și cu totul aparte. Și mai ales că mi-au dat niște grotele alea micuțe acolo și mi-au dat niște palpitații de... Uite despre ce vorbesc. Dacă aș merge așa, eu nu văd ce este după colțul ăsta. Și poate să fie o grotă mică sau... Știi? Și poți să aștept la orice. Bine, e și faptul că mintea mea o ia razna și inventează tot felul de povești. Băi, ești nebun! Păi, cred că șirul stâncilor s-a cam terminat. A fost uimitor. Din câte văd pe hartă, nu știu dacă vedeți și voi, mi indică încolo sau să-i continuăm cu aceea. Una din două. Gata, am văzut. Uite acolo. Punctul roșu. Uite că mai dăm de unii o intersecție. De aici mai avem încă 40-45 de minute până la cabană. Schimbăm pe dunga albastră. Mâine s-a barba? Salutare, domnule Pom. Ce spuneți? V-ați aventura într-un loc ăsta? Singuri? E nevoie să ieși din zona ta de confort și să calci peste temerile alea, sau cel puțin să încerci să ai curajul să le înfrunți. Știi? Adică temeri. Teama cea mai mare e să nu cumva să dau din întâmplare peste urși sau peste o haită de lupi. Că în rest nu ar fi o altă problemă sau un alt pericol major. Urme proaspete de ciute, cu siguranță formă cupitei. Veneau din partea aia. S-au dus încolo. Salut, domnule Brăduț! Uitați-vă la ei. Uitați-vă la mândri. La brazi ăștia mândri. Cu verdele lor. Care nu pălește niciodată. Zici că sunt presărați cu zahăr pudră. Uite așa se scăda.
Pare să ningă puțin. Foarte, foarte ușor. Ce spuneți de priveliștea asta? Acum să vedem masivul pustovar acolo. Iar norii aia, nori, ceața aia nu-mi place. Sper să ne lase în pace, să putem vedea și noi ceva de sus. Poate pleacă până ajungem noi sus. Ne-am intersectat și cu drumul familiar aici. Iar de aici avem două opțiuni. Să continuăm pe drumul familiar sau prin pădure pe dunga roșie. Mini, mini, mo. Da, de, 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 de. Do. Pe acolo? Bine. Acolo să fie. Așa cum îmi spuneam, ăsta e drumul familiar și ăsta e drumul prin pădure. Ambele duc spre cabana Piatra Mare. Așa că nu contează pe care îl alegeți. Ce culori! Și cât de fain să vede orașul Brașov și acolo pustovarul, masiv pustovarul. Ia că am ajuns și la cabană. Izvor Spring, vârful Piatra Mare, încă o oră într-acolo ne îndreptăm. Dar mai întâi vreau să vă arăt ceva. Pentru cine nu știe, chiar aici, chiar lângă cabana Piatra Mare, veți găsi și ruinele foste cabane Piatra Mare. Bună ziua! Înainte să mergem pe vârf, aș vrea să vă arăt o priveliște care mie mi-a tăiat suflarea când am fost data trecută aici. Mai întâi e nevoie să urcăm acolo. Wow! Wow! Cât de frumos sunt ciucași acolo. Wow. Eu o privește fără pereche. Data trecută acolo am poposit și am luat prânzul. Dar haideți că nu avem mult de zăpăduit ca să ajungem și la vârf. Mai avem un pic.
s-a întețit vântul și frigul și e nevoie să mai punem ceva pe noi. Am o presimțire că o să ne prindă noaptea pe aici. Cred că suntem pe ultima sută de metri. Am luat o mică pauză să mi încarc bateriile cu imaginea asta. Mă întreb dacă mai avem, fiindcă pierd lumina zilei și nu știu dacă se merită. În sfârșit, puțină speranță! Doamne, cât de mirific se vede! Piatra Craiului! Bucegi! Dar e un frig de crapă pietrele aici! Va fi nevoie să mai scot și geaca de buf! Numai să găsesc puțin adăpost! În sfârșit am ajuns. Am crezut că o să mă lasă picioarele. Vârful Piatra Mare. În sfârșit. Cât de mișto se vede bucegii. Piatra Craiului. E absolut senzațional, privilegia de aici. Prin atingerea acestui obiectiv pentru mine astăzi e suficient. Așa că o să dau bătaie la vale. Doar ce am coborât de pe vârf și nu puteam să nu mă opresc să vă arăt asta. Sunt chiar lângă capana. Uitați ce privilegi dau oamenii ăștia. Dimineața, când sare soarele, e magnific, dar și când apune soarele, e mirific. Sunt cam obosit, dar sper că ajungem cu bine acasă. Ne-am pus și frontala și îi dăm bice. Nu o să mă întorc pe drumul țiganilor, fiindcă este unul mult prea lung, e mult mai dificil pe acolo. Așa că o să adopt drumul familiar. Prima dată când am făcut asta, să merg noaptea prin pădure, mă treceau niște fiori și niște gânduri de numai. Dar după o primă experiență, nu mai e la fel. Încep să te obișnuiești. Un brad împodobit. În mijlocul pădurii. Deja în oraș, din câte observ, s-au prins luminile. Cred că eu n-o să deviez de la traseu. Eu cu ochii mei la luminiță. Chiar mă întrebam de ce nu mai sunt urme pe jos. Uite, așa poți să te pierzi. Et voilà! După 2 ore de coborâre intensă prin pădure, am ajuns în sfârșit la bază de unde am plecat.
A fost o experiență pe care nu cred că o să o mai repet, cel puțin singur. Nu aș dori să o mai repet, pentru că mintea ce razdă începe să și imagineze tot felul de chestii și numai lucruri neplăcute. Cel puțin în cazul meu a fost așa. Și să te vezi 2 ore prin întunericul ăsta, că nu vezi nimic, n-a fost prea grozav. E destul de scary. 2 ore prin pădure singurel. Nu vrei să știți cum e. Dar totul s-a terminat cu bine. A fost gălăgie în continuu aproape. Picioarele, jur că nu le mai simt. Zici că sunt acolo doar ceva care continuă să mă împingă, să deplaseze hoitul ăsta. Acum o să merg să iau autobuzul spre casă și asta e. Așa că până data viitoare, la revedere!